ce pot să zic. Nu prea am ce pot să zic. Să mă spun. Te felicit. Iubirea am zis. Mi-aduc aminte de faptul ăsta înainte de 2009. Mă uitam pe stradă pula. În anii 90, pula mea, pare eu, exista o explicație că noi eram după Revoluție și la noi se făcuse un fel de anii 60 ca în America. Și tinerii erau mai exhibiționiști așa mai, se sărutau pe stradă. Îi cam durea pula. De fapt, ca tinerii, tot timpul se sărută. Când îi apucă pula mea, se-i văd. Se țin de mână, se îmbrățișează. Pula mea, după anii 2000, nimic. Mă întrebam, ce pula mea se întâmplă? Am zis, aolo, cred că e educațional pe aici. Cred că știu eu ce e. E nerefutabil de ăștia. Și după aia am conștientizat de adevărat, experimentat în 2009. M-am îndrăgostit și eu. S-a întâmplat la nu știu câta oră. De o fată Mihaela, o poetesă. Avea ceva în comun, poezie. Ea fată frumoasă cu ochi albaștri, eu căprior, original cu căpuri. Brunet așa nervos, i-a plăcut la fată de băia nervos. A zis, băi, ești pocit, sunt pocit, ce pula mea, gata, ne-a potrivit. Și ne-am îndrăgostit. Și după aia ne plimbam și ne pun București. Ce pula mă să facem? Și câteodată nu l-am limba în gură așa. Dar m-o pocit? Nu. Pula mea normal. Ca orice om normal. Ce se întâmplă, frate? Atunci mi-am dat eu seama că nimeni nu-și va limba în gură. Doar noi ne luam limba în gură, Mihaela. Nimeni nu-și lua limba în gură. Nimeni nu se îmbrățișea. Toată lumea era serioasă. Comportamentală. Oh. Nu ești bă, nu e chiar că sunt ciudat. Și am zis, bă, e pula mea, dacă sunt prea nebun. Nu dorem pula. Și exista boșorogi. Cum să nu există boșoroci? Băi, câte unde să există boșoroci? Băi, o populație îmbătrânită până la urmă. Și tot timpul e o cantitate de boșoroci. Că moare de ea, e altă chestie, dar intervin alți boșoroci. Dar sunt boșoroci de ea care n-a făcut la viața lor cât a vrut. Sau n-a făcut ce a vrut. Sau nu fute ce vrea. Sau ar fute pizda ta. Bă! Nu te compori, nu știu cum. Eu, a! Eu am zis, bă, dă-te pula mea. Ce te interesează pe tine, ce fac eu? Și ea nu l-a limba în gură. Ăla, a! Și pe noi ne duream pula. Ne îmbrățișeam peste tot. Ne frecam unul de altul. Eram original. Exact cum făceam eu tinerețea mea. De fapt, ea era tinerețea ei. Eu eram tinerețea mea. Ce? La 35 de ani nu eram tânăr. Eram tânăr. Și acum sunt tânăr la 40. Și acum dacă iau una, îi iau limba în gură dacă vrea fata. Când vrea fata, atunci vrei și tu. Și pac, se întâmplă pupăciunea. Și după aia vine mortăciunea să zică ceva. Ce vrei mortăciune? Ai, cognitiv, mâncare pula.
Zic, fata, vrei să-i mănânci pula aia? Nu, vreau să-i mănânc coliva. Și eu, bomboana. Tu îi mănânci coliva, eu mănânc bomboana. Păi poate de-aia explozivă. Mă doare în pulă. Băi, eu ți-am zis, poate e început de melodie, zice fata. Hai, lasă-l să zicem. Poate, deci, iubirea a învins acum din el, și s-a dus o construcție. Mă mândresc că am fost unii dintre primii. Zice-mă că n-am fost doar noi. Am fost unii dintre primii, deci ce înseamnă asta? Draga mea, a fost ceva, a fost că nu că ai salvat România. Mi-am fost unul dintre primul care a fost așa ceva și nu văd lumea, că duream pula. Nu eram chiar fantastic, nici măcar nu eram faimoși. Dar ne vedeau azi tine. Alți copii și a zis, băi, în sfârșit, poate unii ne admirau, poate unii ne judecau. Dar acum simt și eu ce, că le fac inima, că vor ceva, că iubesc, face ceva, un om. Sunt parte din univers și totuși simt ceva. Se pare că și e bine că îi se pare, că îi sunt tot universul. El cu el, așa, cineva. Tot universul sunt peste Dumnezeu, în momentul ăsta. El sunt pe cea parte. Nebunirea noastră nu a fost nimic. Hai să facem viața. În dar, vei sta. Vei sta în cu mai sta. Thank you.